informație de ultimă oră. Au fost momente de panică la Spitalul Municipal Timișoara după ce un incendiu a izbucnit în camera unde stă personalul. Alerta s-a dat imediat. Ce s-a întâmplat și cum au intervenit pompierii, ne spune colega mea Andreea Borboros. Andreea, bună ziua! Tuturor, într-adevăr, în urmă cu doar câteva momente, un apel la 112 a anunțat faptul că pe holurile Spitalului Municipal din Timișoara se simte un miros puternic de fum. Pompierii au intervenit de urgență cu 5 autospeciale și 2 autoscare, tocmai de teamă și în încercarea de a evita un dezastru, având în vedere că o vorbim de o clădire situată în centrul orașului. Salvatorii au găsit un coș de gunoi incendiat într-una din băile de la demisol, care din primele informații se pare că aparține personalului medical. În aceste momente, pompierii scotocesc fiecare încăpere a unității spitalicești în încercarea de a verifica dacă există un alt focar. Din fericire, nu a fost nevoie ca cei care se aflau în incinta unității medicale să fie evacuate. Important totodată de menționat este faptul că se fac verificări și că se merge pe ipoteza faptului că cineva din rândul personalului medical a fumat, iar țigara a fost aruncată în coșul de gunoi, de unde de altfel a și pornit mirosul înnecăcios la care făcea referire persoana care a sunat la 112. De asemenea, se fac verificări și în ceea ce privește identitatea persoanei care a sunat la 112, fie că vorbim de un pacient sau vorbim de angajați ai spitalului.